incredibil, dar adevărat, suntem în Mamaia Nord. În Mamaia Nord, unde clădirile de acest gen... Porumbier! Foarte frumos, foarte interesant. $20, așadar prețurile au scăzut, fraților. În loc de flori, aici avem țigări. Ce bălării cresc aici? Avem și o zonă de glamping aici la mare, la Nazar. Îmi place, chiar îmi place. Madă la clătite și gogoși. Salutare, oameni frumoși, și bine v-am găsit sau regăsit într-un nou vlog de călătorie. De data aceasta, de pe litoralul românesc, la început de septembrie. Ne aflăm în zona Mamaia Nord-Năvodari, locul unde ne-am propus să aflăm posibilitățile de petrecere a timpului liber, să vedem cum arată această zonă, să vedem ce prețuri găsim acum când ar trebui să fie mai ieftine, nu ca în toiul verii, să vedem cum arată din punct de vedere arhitectonic până la urmă și care sunt motivele pentru care putem să venim la mare în această perioadă. Incredibil, dar adevărat, suntem în Mamaia Nord. În Mamaia Nord, unde clădirile de acest gen, acestea frumoase, futuriste, au înflorit ca ciupercile după ploaie. Da, sunt bani, sunt investiții bune, foarte bune. E bine că se construiește, e bine că s-a construit foarte mult, e bine că avem asemenea clădiri cu care putem să rivalizăm cu multe stațiuni din Europa, dar în schimb, haideți să vedem ce avem și pe lângă ele, dacă știm să continuăm cu acest aspect frumos, să vedem dacă reușim și pe lângă aceste clădiri să facem curat, să avem spații verzi. Sunt construite recent. Și aceasta este faleza din Mamaia Nord. O faleză, se pare, drăguță, dar spațiile verzi lasă de dorit. Uitați cât de neîngrijite sunt, uscate. Aici probabil va fi o piscină infinită, o clădire modernă. Au scăzut prețurile, 25 de lei șezlong în zona aceasta și 100 de lei baldachino. Eu am închiria cu 30 de lei șezlong undeva mai la nord. Haideți să facem o mică comparație între plaja din Mamaia Nord și cea din Rimini, deși este anapod această comparație, dar haideți să încercăm. Uitați-vă și voi câte buruieni sunt aici în zona aceasta, în loc să avem, cum vedeam în Rimini, spații de joacă pentru copii, să avem dușuri, să avem vestiare, să avem terenuri de volei, de tenis și toate cele. Aici avem foarte, foarte multe bălării. Da, încercăm și noi să facem ceva, dar... să sperăm că pe viitor ne va ieși. Și am găsit și ceva foarte drăguț, chiar îmi place mașinuța aceea. Uitați și voi, este și roz, totul este în roz la acest beach bar. Beach bar Tana. Aici văd că șezlongul este 20 de lei, așadar prețurile au scăzut, fraților, au scăzut undeva între 20-100 de lei, 20 cel mai ieftin șezlong, cine dă mai puțin, cine dă mai puțin, e început de septembrie. Uitați-vă și voi, chiar dacă în principiu este destul de bine amenajat, mult, mult nisip.
nu este îngrijit, nu vine nimeni să facă curățenie, să măture, nu știu cine ar trebui, probabil cei de la Năvodari. Mai e și așa ceva, mai dispare câteodată, sau aici ar trebui să fie flori, nu? În loc de flori, aici avem țigări. Acolo o mănușă. Haideți să vedem ce avem un pic mai departe. Da, ideea a fost bună, ca aici, pe acești parapeți care mărginesc plaja, de esplanadă, de aleea aceasta, să fie flori. Uitați și aici, tot țigări, câte un sâmbure de fruct. Da, destul de trist. Banca deja a fost ruptă. Uitați câte mizerie și aici. Iarăși o zonă cu clădiri frumoase, foarte frumoase. Ceva interesant aici la Azimut, la plaja Azimut. Foarte frumoasă intrarea aceasta, cu și plajă și beach bar și destul de bine organizată și ceva verdeață. Foarte frumos aici, și chiar este frumos gelateria aceasta artizanală. Da, avem și lucruri frumoase, păcat că sunt făcute pe porțiuni înguste, foarte puțin, iar lângă ele, lângă locurile acelea frumoase care te atrag, unde chiar îți face plăcere să stai, să savurezi niște clipe de vacanță, sunt și multe lucruri care îți displac. Exact cum vă spuneam, lângă clădirile acestea frumoase, ia uitați ce bălării cresc aici. Chiar nimeni să nu aibă în proprietate acest loc, să fie obligat să-l întrețină, să fie frumos. Uitați, exact lângă aceste clădiri frumoase, lângă această zonă destul de frumoasă, destul de drăguță, dar lângă ea aceste bălării. Haideți să vedem prețurile, haideți să vedem cât ar costa, de exemplu, un cocktail. Un cocktail 28-30, non-alcoolic, da? Un prosecco, o salată 47, un espresso 10-12, un cappuccino 14, destul de bine berea, 12 lei draft. 14, 13, 20. Da, eu zic că sunt prețuri destul de bune, acceptabile pentru acest început de septembrie. Foarte frumos și aici, îmi place, deși nu este amenajat așa cum mi-aș dori plaja. Iar aici este mizerie, colțul acesta este rupt. Trebuie să recunosc că sunt multe zone frumoase care îmi plac, foarte multe zone frumoase, amenajate, dar lângă ele îți dă cu tifla în cap. Sunt alte zone care contrastează puternic. Multă mizerie, exact ca în acest colț. Spațiu verde aproape că nu există. Nimeni nu se îngrijește. Cine oare să îngrijească să dea o căruță de bani să întrețină, să fie totul verde, când restul sunt gunoaie aici.
hrătite cu dulceață sau Nutella, 17 lei. Extra banane, Nucă sau mie. Un parc de distracții pentru cei mici în special, dar și pentru cei mari, bineînțeles. Destul de neîngrijit așa amenajat. Iar și o zonă cu foarte multe blocuri. Nouă, o zonă nouă. Toate aceste blocuri au apărut în ultimii 2 ani. Astăzi bate vântul puternic aici la malul mării. Apa este foarte caldă. Multă lume preferă să privească marea, fiindcă e atât de frumos, atât de liniștitor. Apa caldă, caldă. Nisipul, în schimb, l-am probat astăzi destul de bine. Spuicile acelea înțeapă la picioare, efectiv nu poți să mergi de sculți prin nisip aici în Mamaia Nord. Foarte frumos, foarte interesant. Sunt multe meduze, în schimb, în apă. Multe au ieșuat de dimineață. Uitați ce a adus apa în această zonă. Marea foarte, foarte agitată. A ieșit și a ieșit din matcă, din limitele ei. Și ia uitați ce a adus în această zonă. Câte alge, câte mizerie. Suntem undeva la un kilometru în apropierea plajei de la Năvodar și uitați cum arată, cu multe buruieni. Mai mare dragul să vii aici, la noi, la mare. În stânga, destul de frumos, amenajate aceste blocuri. În dreapta, în schimb, plaja aceasta care lasă mult de dorit, cu multă mizerie, neîngrijită. Zidul acesta, iarăși, lipsește verdeața. Deja s-a terminat zona de apartamente, de hoteluri și trecem înspre Năvodari. De aici încolo avem plaja Năvodari. Camping, plaja din Năvodari. Avem și o zonă de glamping aici la mare. Uitați cum arată. Mi se pare destul de drăguț. Frumos. Încă mai sunt clienți, încă mai sunt turiști. Hana la Năvod, parcare cu plată, 30 de lei pe zi. La Năvod, o zonă drăguță, ca multe altele de aici, din zona Năvodar, Mamaia Nord. Haideți să încercăm să vedem, totuși e început de septembrie, să vedem dacă putem să petrecem o seară frumoasă, o seară aici în Mamaia Nord. Aici avem un parc de distracții pentru cei mici, în special, cu o roată, cu multe, cu carusel, cu alte multe locuri de joacă cu care ne-am obișnuit. Prețuri undeva la 10 lei jetonul.
roata 15 lei, persoană 3 ture. Cam puțin 3 ture, iar copiii peste 3 ani plătesc bilet în 3. Simulatorul tot 15 lei de persoană. Avem și un turnul Eiffel aici. În miniatură, bineînțeles, după cum vedeți. Și aici 15 lei de persoană, 3 ture. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Destul de multă lume seara. Cluburi drăguțe, dar mai puțină lume aici în seara aceasta. Padă la clătite și gogoși. E semn bun, deci comercianții mai fac ceva bani, chiar dacă e început de septembrie. Și prețurile nu sunt așa ieftine, gogoșile grecești 20 de lei, cu topping la alegere. Destul de scumpe, zic eu, clătitele 17 lei. Porumbul fiert 10 lei, limonada 7 lei.
marea, vine marea peste noi. Cam atât în acest vlog de călătorie de aici, de pe litoralul românesc, mai precis din zona Mamaia Nord. În speranța că apreciați ceea ce am făcut de această dată, vă doresc toate cele bune și nu uitați să dați și voi un like, să lăsați un comentariu și nu în ultimul rând să vă abonați la canalul meu de YouTube, Hai la drum, fiindcă este gratis.